キコリキ。În curând Săpescu intră în hibernare. Uneori iarna, când sunt trist, cred că urșii sunt norocoși. Dorm fără nicio grijă. Dar dacă sunt bucuros și mă distrez, atunci îmi pare rău de ei. Urșii sunt foarte speciali. Doar ei pot să doarmă toată iarna. Asta nu e adevărat. După ultimele date științifice pe care le dețin în exclusivitate, hârciogii și bursucii hibernează și ei. Și multe alte animale, șinșilele, aricii. Aricii? Da, aricii. Aricii! Cântec de leagăn pentru ariciu. Hibernez ca alți arici. Fără tine aș muri de plictiseală iarna. Ești un arici special, unul excepțional. Numai aricii excepționali nu trebuie să doarmă toată iarna, ci doar în timpul nopții. Ei bine, de unde să știi tu că trebuie să hibernezi iarna? Nu e vina ta asta. În afară de asta, eu cred că trebuie să dormi atunci când vrei să dormi. Și dacă nu vrei și nu ți-e somn, de ce să-ți faci griji? Nu știi ce poate să-ți facă lipsa de somn? Poate cauza iritabilitate, schimbarea sistemului imunitar și schimbări de comportament. Tu chiar nu-ți dai seama? Cât somn am pierdut eu de-a lungul anilor! Și atunci ce să facem? A? Oricum nu prea ai ce să faci. Dar dacă vrei să dormi confortabil toată iarna, trebuie să te pregătești din timp. Sunt multe de făcut. Perne, pături din puf. Și pătura ta și un ceainic lângă pat, în caz că ți-e sete. Cam asta e tot. Întinde-te, învelește-te. Așează-te confortabil, închide ochii, pune-ți laba în gură și dormi. Dorme! Ești întins? Da. Și te-ai învelit? Bine? Da, m-am învelit. Stai confortabil? Păi destul de, doar că mă mănâncă spatele. Mulțumesc! E bine acum. Hai, acum închide ochii! Pune laba în gură și dormi! Ai adormit? Nu știu de ce, dar nu-mi e somn deloc. Ariciule, dacă vrei să vorbești, scoate laba aia din gură! Am spus că nu-mi e somn chiar deloc. Poți să-mi cânti ceva, să adorm? Ai vrea? Te rog frumos! Că nu pot dormi. Băi, nu sunt sigur. N-am mai cântat niciodată un cântec de leagăn. Te rog frumos. Bine, bine. Dorm, ariciule, bunul meu arici, prietenul meu. Dorm liniștit, să visezi cele mai frumoase vise. Cu toate că nu ai mai dormit niciodată toată iarna, eu o să fiu singur gândindu-mă la tine. Că dormi, prietenul meu cel mai bun. Și când o să te trezești în sfârșit primăvara, o să vii la mormântul prietenului tău, care iarna asta a pierit de plictiseală, de plină singurătate. Ce o să fac fără tine? Ah!
dormit? Am aflat că nu toți aricii hiberne... Am aflat că nu toți aricii hibernează. Unele specii din îndepărtatele jungle ale Indochinei sunt la fel de active iarna ca și vara. Desigur, posibilitatea ca ariciul nostru să facă parte din acea specie este, aș spune eu... Nu trage încă concluzii! Ariciul, trezește-te! Pentru o clipă! Clar din Indochina! Ariciule, ariciule, sunt așa de fericit! Ce e? Ce se întâmplă? De ce e ud aici? A venit deja primăvara? Kikoriki! Cucurigu! 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 Atenție! Următoarea provocare! Aha! Ce-o să fie? De data asta! Următorul trebuie să intre în pădurea întunecată toată noaptea, singur! Fără nimeni. E regulă, e regulă. O să stea acolo puțin și apoi se întoarce la noi. E în regulă, e în regulă. O să stau aici puțin și apoi mă întorc la ei. Nu e nimeni acolo. Sunt sigur că Aliciu e deja pe drum și nu se grăbește. Trebuie să apară în orice clipă. Și iată că vine! Dar cine a venit cu ideea să intrăm noaptea în pădure?
Stele. Și a tot continuat să plouă. Dar Ariciu nu s-a pierdut cu firea și a început să se cățăre direct pe perete. Țopa, de ce nu taci ca să asculți ce spune Ariciu? Apoi ce s-a întâmplat? Acolo erau stele. Stele mari și albastre. Și dădeau o lumină albă și rece. Ca laptele în frigider! Țopa, lasă-l pe Ariciu să spună povestea, din moment ce tu nu ai fost acolo. Și nici nu avea cum. Unde se duce așa pe întuneric? Se duce singur în pădure? O să se rătăcească. Oh, trebuie să-l ajutăm. Șș, trebuie să facă asta doar el singur. Kikoriki. Te doare ceva, prietene? De ce sare așa? Nu, doar că nu e suficient de bun. Olimpiada este o dată la 4 ani și dacă vrem să trimitem un atlet, ar trebui măcar să câștige ceva. Și asta n-o să se întâmple cu astfel de rezultate. Înțelegeți? Trebuie să facem ceva competitiv. Să ieșim în față! Poți să te miști mai repede? Prieteni, se pare că avem campionul nostru. L-a făcut în viteză forme de nisip. Acesta nu este un sport olimpic. O să fie. Campionul nostru olimpic. Mult stimate Comitet Olimpic, părerea noastră e că în acest moment nu sunt suficiente sporturi la olimpiadă. Prin urmare, vă sugerăm ca pentru a diversifica evenimentul și a permite să fie mai mulți campioni, să includeți și făcutul în viteză de forme de nisip și atașăm regulamentul oficial. Ai scris? Și atașăm regulamentul oficial. Am scris. Acum trimite scrisoarea. Nu avem timp de pierdut, niciun minut. Să înceapă antrenamentul. Excelent, bine, excelent. Hai. Grăbește-te, grăbește-te. Sapă, hai. Excelent, bravo. Hai. Auzi, atunci când pui nisipul în găleată, pune găleata pe pământ. Asta îți scutește din timp. Ai înțeles? Am înțeles, nu stinge încă lumina. Vreau să mai citesc. Nu, Ariciule, ai un program serios.
Ariciu! Ariciu! E timpul să te trezești! E timpul să mergi la alergat! 1, 2, 1, 2! Acum respiră! 1, 2, 1, 2! Rotește-ți brațele! Nu te opri acum! 1, 2, 1, 2! Ridică-ți brațele! Acum ceva să te întărească! Nu vorbi! Respiră! Ține ritmul! 1, 2, 1, 2! Sportul, dragul meu, nu înseamnă să sap și să strângi nisip. Este, de asemenea, psihologic. Trebuie să fii hotărât să câștigi. Nimic nu trebuie să te distragă. Uită-te la degetul meu. Concentrează-te. Am spus că nu trebuie să te distragă nimic. Programul. Băi, Ariciule, nu te mai comporta ca un copil. Ai un program. Când o să devii campion, atunci o să poți citi. Ariciu s-a rănit! Poftim? S-a lovit la deget! Tare! Un mușchi întors. Fără exerciții, cel puțin 6 săptămâni. De ce sunteți așa de supărați? Mă vindec foarte repede. O să vedeți voi. O să-mi folosesc cealaltă mână. Acum poți să citești cât vrei tu. Ți-ai pierdut încrederea în mine. Îți promit că o să câștig cu orice preț olimpiada aia voastră. O să câștig. Vă promit asta. Sunt gata! Mi-am bătut propriul record! Acum sunt chiar mai bun ca înainte! Bravo, Ariciu! Dar tocmai am primit răspuns. Nu vor să includă făcutul în viteza al formelor de nisip la olimpiadă anul ăsta și nici pe viitor. Atunci o să concurez la wrestling, sărituri, tras cu arma, not sau orice altceva! Nu o să renunț! Promit că am să lupt până la capăt! Bravo, Ariciule! Suntem mândri de tine! Ești campionul nostru! Un campion adevărat! Kikoriki! Când am plantat copacul acesta, eu sincer nici nu credeam că vreodată o să dea fructe! Atât de mic și de neajutorat era sărăcuțul de el! Părea o muncă inutilă. Chiar am vrut să-l arunc. Așa am vrut. Și acum, uite-te la el. Ce frumusețe. Frumusețe și satisfacție. Mă face să fiu atât de mândru de el. Frumusețe și satisfacție. Livada de vișini. Cât mai ai de gând să sapi în noroiul ăla? Ai răbdare! Dacă vrei ca un copac să crească bine, atunci trebuie să-l sădești cu grijă, nu-i așa? Știi cât timp o să ia până va crește? Cât timp? Probabil 100 de ani! Poate 5 sau 7 ani, cel mult! Cu siguranță va rodi vișine peste 7 ani! Ești sigur că o să-ți mai placă vișinele peste 7 ani? Gusturile se pot schimba radical în 7 ani. De exemplu, acum 7 ani îmi plăcea să fiu strâns în brațe. Dar acum nu-mi mai pasă. Acum 7 ani erai un puiuț. Acum nu mai ești. Da, dar peste 7 ani tu o să fii mai mare. O să fim amândoi maturi atunci. O să facem tot felul de lucruri. Cum ar fi să plantăm vișini. Chiar nu avem timp pentru așa ceva. Copilăria noastră se duce rapid. Copilăria e cea mai frumoasă perioadă din viață și trebuie să o folosești bine. Ce o să spui peste 20 de ani când cineva o să te întrebe ce ai făcut pe când erai copil? Ia zi tu, Ariciule, Ce o să le zici? Că ai plantat niște vișini și numai atât? Asta e! Mergem la plajă! Am încheiat discuția! Uite ce plouă! Sper ca ploaia să nu-mi ia sămânța de vișin!
pierdut jumătate de zi cu sămânța aia. Credeam că am hotărât să mergem la plajă. Și ce se va întâmpla dacă o să crească copacul și nu va rodi nicio vișină? O să fie un vișin fără nicio vișină. Cum este posibil așa ceva? O să aibă vișine? Și dacă nu? Păi, niciun copac obișnuit nu e rău. Într-o zi toridă vei putea sta la umbra lui împreună cu prietenii tăi. Sau când plouă. Nu ne-am udat până la piele dacă am avea un copac deasupra noastră. Poți să stai cu prietenii și acasă dacă ai prieteni. Dar prietenii nu sunt copaci. Nu au rădăcini în pământ. Cât timp ești ocupat tu cu botanica ta, ei s-ar putea plictisi și te-ar putea părăsi. Ei nu o să te aștepte o veșnicie. Aricule, înțelegi ce spun? Bine, ia-o mai ușor. Aproape că am terminat. Gata, hai să ne uscăm. Arată puțin cam mort. Nu este mort deloc. Dar cred că l-am plantat în locul greșit. Aici îl arde soarele toată ziua, iar pământul este foarte uscat și nisipos. Wow, prietene, te transformi într-un tocilar de copaci. Trebuie resădit. Acum? Credeam că o să ne jucăm cu zmeul astăzi. Din cauza baobabului ăsta al tău n-am mai avut viață personală. Mai jucăm fotbal sâmbătă? Nu. De ce? Pentru că trebuie să usc copacul. Ne mai jucăm cu bărcuțele noastre? Nu ne mai jucăm. De ce? Pentru că era vânt și tu a trebuit să-ți protejezi prietenul verde. Am mai construit un castel de nisip? Nu, nici măcar nu am mai înotat în râu. Trece timpul foarte repede. Iar noi ce facem? Îl petrecem cum? Cu un copac? Trec mai târziu. Nu te mai obosi, mă simt mai bine singur. Crezi că o să fiu mereu aici să te ajut cu toate prostiile tale? Greșești! Peste 7 ani, când o să crească copacul, poți să vii să stai la umbra lui singur. Pentru că nu o să mai ai prieteni. La revedere, ariciule! La 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 la. Ariciul! Vișinul! Fugi! Du-te și adun capac sau o găleată! Hai că rămân eu aici! Du-te! Hai că eu plec. Mulțumesc. Să pescu cum mi-a zis că dacă plantez mai mulți puieți în loc de semințe, o să crească mai repede! Dar cât de mulți? Dacă îți petreci așa cum trebuie copilăria, atunci când se termină, vei avea mulți prieteni! Așa că nu-ți va ajunge un singur copac pentru toată lumea! Ăsta e motivul pentru care nu trebuie să plantezi un singur vișin, ci mai mulți! Până când o să fim adulți, o să avem o livadă de vișini, ai înțeles? O să fie așa de frumos atunci! Păi, nu sta așa! Haide și ajută-mă! Să mă înțepe, Albina, de 10 ori. Cine mi-a defrișat copacul așa? Nici nu mai arată ca un vișin. Mai degrabă arată chiparus. Așa mi se pare. Kikoriki. Vai de mine! Somnambulul. Milu, e acolo, pe acoperiș, îl vezi? Oh,
Nu este neobișnuit. Se pare că Milu al nostru este somnambul. Asta înseamnă. Ce anume? Lunatic. Când este lună plină, somnambul ies și fac tot felul de lucruri ciudate. Da, nu-i nimic îngrijorător în asta. De-aia acum se doarme și o puțin. Nimic îngrijorător? Și dacă o să cadă și se lovește? Și dacă dă foc vreunei case? Casei tale! Poftim? Nu, știți? Putem să-l vindecăm. Da, da, da. Deci unde este? Să vedem aici. Trebuie să ascundem luna de el. Dar orice face, nu-l treziți. Altfel o să cadă și s-ar putea lovi. Să ascundem luna? Haide! Mai repede! Haide! Așa? Așa? Pot zice asta. Te-ai agățat bine? M-am agățat. Adică, da, destul de bine. E cam sus. Întâmplător, Milu nu e pe lângă tine, nu-i așa? Nu, nu e. Dar unde ar putea fi? Fii atent. Coboară. Cel puțin nu o să cadă, dacă se trezește. Dar acum o să cădem noi, dacă adormim. Te-ai agățat bine? Ariciu, ai adormit? Nu, n-am adormit. Bine, Ariciu, să nu adormi sau o să cazi. Bună, Milu. Te-ai trezit? Salut, Milu. Bună ziua. Voi ați stat atârnați acolo toată noaptea. Doar că, să știi, dormitul în copac nu e foarte odihnitor. Dar de ce v-ați uscat acolo, de fapt? Așa s-a nimerit. Ascultați! Poate că sunteți somnambuli? Am citit că somnambulii se cațără uneori noaptea prin copaci, iar dimineața nu-și mai amintesc cum au ajuns acolo. Hai, coborâți! Da, păi, am vrea asta! Chiar așa! Dar nu ne dăm seama cum. Vai, stați o secundă! Milu, unde te duci?
Mă duc să aduc ajutor! Dar de ce nu ne ajuți tu? Eu? În niciun caz! Am rău de înălțime! Kikoriki, du-te și spune. Ce zici de asta? Cine pierde trebuie să-l ducă pe câștigător în spate până acasă. Cum? Uite așa. Stai comod? Nu prea. E regulă, o să te obișnuiești. O să jucăm până la 5. Și mai tare! Asta e! Nu mai vorbesc niciodată cu tine! Nici eu nu mai vorbesc cu tine! Tot vă mai certați? Mă enervează așa de tare! Bine, bine! Ariciu, hai să mergem! Oprește-te! Du-te tu, te rog, și spune că ea mereu mă enervează așa de tare! Du-te și spune-i tu! Dar eu nu pot, pentru că eu nu vorbesc cu ea! Ariciule, te rog mult! O să mă grăbesc! Mă duc să-i spun și apoi mă întorc imediat! Fafira! De ce durează așa de mult? I-am spus! Și ea? A spus că o enervezi mult mai tare. Atunci dă-i mesajul ăsta. Așa faci tu, ajunge! Nu este mesagerul tău. Fii atent ce-ți spun. O să obosească și nu o să mă mai ducă pe mine în spate. De unde știi că o să te duc eu? S-ar putea să câștig? Așa e, Ariciu, spune-i. Nu are niciun pic de respect față de tine. În locul tău nu aș mai vorbi deloc cu el. Da, să știi că nu mai vorbesc niciodată cu tine. Păi bine, nu mai vorbesc nici eu cu tine, na! Ți-e teamă că o să pierzi și te folosești de asta ca să nu mai joci, a? Așa faci tu! Întreabă-l cu cine vorbește! Hai, întreabă-l! Dacă nu cumva vorbește cu mine! Ariciu a spus că... Spune-i tu lui că vorbesc cu conștiința lui care a tăcut chiar înaintea lui, înțelegi? Da, vrei să spui că nu am conștiință? Atunci spune-i că... Ariciu? I-ai spus lui Milo exact ce am spus? Da, i-am spus cum ai zis, dar mai bine spune-i tu! Ariciu, nu înțeleg de ce ții la mine? Mă enervezi așa de tare! De azi nu mai vorbesc nici cu tine! Nu mai vorbesc cu niciunul dintre voi! Ați înțeles? Ce faceți? Vă jucați vreun joc sau ceva? Săpescu, spune-i tu, te rog, lui Milu să-i zică lui Ariciu... nu, e prea complicat. Spune-i doar lui Ariciu că dacă nu e un fricos, trebuie să se joace cu mine chiar în clipa asta. Și dacă nu vorbește cu mine în timp ce ne jucăm, asta este și mai bine. Cum adică? Nu vorbiți unul cu altul? Niciunul! Voi chiar sunteți deosebiți! Tratamentul liniștit, a? Gura închisă! Hai, spuneți ceva! Hai! Gura închisă! Niciunul nu vorbește! Săpescu, tu mă enervezi așa de tare. Du-te și spune-le că este vina lor că nu vorbesc unul cu altul. Și spune-le că sunt ocupat și că am lucruri mai bune de făcut decât să-mi pierd timpul nevorbind cu ei. Hai, te rog, du-te și spune-le.
Uf, ce coșmar ciudat am avut. Ariciu, vă rog, faceți-mi o plăcere. Veniți împreună cu mine la Săpescu și spuneți-i că, deși sentimentele voastre sunt rănite, nu puteți folosi tratamentul tăcerii cu el. Trebuie să vorbiți despre asta, să discutați și să încercați să găsiți un teren comun și să vă cereți scuze. Nu asta înseamnă să vorbești, nu asta înseamnă să fii prieten. Sigur, sigur. Dar mai întâi spune-i unei anumite persoane de pe spatele meu că ne-am înțeles să-l cart de la masa de ping-pong și până la el acasă. Trebuie să meargă pe jos 2 metri de aici și până la Săpescu. Kikoriki! De ce te-am ascultat? Acum aș fi putut fi acasă, într-o cameră încălzită și... Mânca? Lanuș, am pornit în excursia asta doar din cauza ta! Tu ești cel care a cerut să-i fie distras atenția de la mâncare! Gurmandule! Nu am crezut că îmi veți spune niște povești interesante despre beneficiul postului. Nu mă veți strâ prin zăpadă, pe viscol și frig. O excursie este soluția perfectă pentru cei ce mănâncă prea mult. Trebuie să te miști mai mult și să mănânci mai puțin. Păi da, ne-am mișcat atât de mult că ne-am rătăcit. Este regulă! Viscolul se va doboli și apoi vom pleca de aici. Privește! Acolo este o cabană din lemn. Sandwich. Ia uite cât de mult a nins, Lanuș, dă-te din drum. Nimeni nu a mai trecut pe aici de mult timp. Pare părăsită. Pare un loc bun unde să ne oprim, să ne adăpostim de furtună. Hei! Pare că această casă a fost abandonată. Nu avem deloc mâncare aici? Ai uitat cuvântul magic! Te rog? Dietă! Ați înnebunit! Și dacă rămânem înțepeniți aici pentru o săptămână, ce o să mâncăm atunci? E cineva afară! Jur că am văzut pe cineva! Se furișea pe acolo! Poate că are halucinații de la foame. Poate ar trebui să-i dăm de mâncare. Crezi că ar trebui să-l hrănim? Doar ca să știi, asta e tot ce o să primești astăzi. Oare pe unde fi mâncarea? Doar e un loc destul de ospitalier până la urmă. Thank you.
ești? Te-am văzut, știu că ești aici. Cine ești? Prieten sau un dușman? Prieten. Ăștia ascund lucruri de tine. Mâncarea. O mâncare aici? Atunci de ce o ascunde mine? Acum tu știi adevărul. Ești ori tu sau ei. Ești așa de bun, atât de tentant. Nu pleca, lasă-mă să te îmbrățișez. Când l-ai hrănit ultima oară? Când precizează dieta lui. Burgerul mi-a spus absolut tot. Poftim? Despre ce burger vorbești? Burgerul. Mai bine îmi dai mâncarea și nimeni nu va fi rănit. Ce să-ți dăm? M-am săturat de voi și de minciunile voastre. Unde e mâncarea? Astea-s numai prost. Presupun că nu poți forța pe cineva să se schimbe, chiar dacă-ți cere chiar el ajutorul. Până la urmă, dacă ești pregătit cu adevărat, atunci o poți face singur, fără ajutorul nimănui. Nu crezi? Ce zici? Ai dreptate. Nu este pregătit încă. Abia a început dieta și deja vede hamburgeri. O, naivii mei prieteni, nu este doar o plăsmuire a imaginației mele. Chiar există. E așa de mare și de tentant. Poți să încerci să pierzi în greutate și să urmezi o dietă cât vrei, dar într-un final va veni după tine. Și atunci... Și atunci ce? Nimic. O să vezi cu ochii tăi când vei fi cu adevărat pregătit pentru asta. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Kikoriki. Crezi în mine, Ariciule? Mingea mea, am trimis-o pe aici pe undeva. A, cea galbenă? Mhm. Așa o să o cauți multă vreme. Să știi că e mult mai ușor de văzut de sus. Cum adică de sus? A, trebuie să facem un zmeu uriaș cu un scaun confortabil și un volan și să așteptăm un vânt puternic și apoi să ne lansăm spre cer și să căutăm mingea de sus. Este mai ușor să vezi ceva galben din aer. Vorbești serios sau glumești? De ce? Tu nu mă crezi pe mine? Zopa! Ești sigur că va funcționa? Ariciu, ai încredere în mine! Haide, am pornit! Mi s-a spus că sunt golan, înfumurat și midocan. Că nu sunt om, ci exploziv. Și că sunt foarte intruziv. Și adevărat de ei găiesc. Nu-i vina mea, vă povestesc. Și toată vina îi aparține acelui ce trăiește în mine. Acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de acis, enervant, dar fantezii. Și câte nebunii îl face, eu nici când nu pot desface. Enervant, dar fantezii. Iar eu nu pot să-i rezist. Trebuie să vă folosim suneul pe post de sanie. Să intrăm acum, să ne lansăm și să pornim. Crezi că e bine? Vorbești serios sau glumești? Ariciu, ai încredere în mine. Ești pregătit?
Depinde pentru ce. Acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de artist, nervant, dar fantezii. Și câte nebunii el face, el își când nu pot desface. E nervant, dar fantezist, iar eu nu pot să rezist. Vreau doar să-mi găsesc mingea. Dacă aș fi pierdut-o doar, atunci ar fi fost una și nu m-aș fi supărat, dar acum chiar încep să mă supăr. Mingea! Desigur! O să începem să sărim ca niște mingi de la un perete la altul și o să ne ridicăm din ce în ce mai sus până când ieșim la suprafață. Tu chiar vorbești serios sau glumești? Ariciu, ai încredere în mine! Acum aș putea fi acasă bând ceai, dar nu! Nu, din cauza că te-am crezut, suntem blocați! Cine știe pe unde? Ariciu, tu cred că ai probleme de încredere! Ești pregătit? Da! Una, doi, trei! Gata? Da! Una, doi, trei! Ariciu? Ariciu! Așteaptă! Vin acum și eu! Aș fi avut o altă viață, să joc golf, să am mustață, să nu fiu bântui de umbre, puteam să colecționez timbre. Aș fi avut o viață aparte, poate aș fi scris vreo carte și lumea m-ar fi admirat că sunt atât de cultivat. Dar nu, acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține, are trucuri de artist, e nervant, dar fantezist. Și câte nebunii el face, eu nici când nu pot desface. E nervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Ce în el trăiește și să se abțină nu poftește, are trucuri de artist, e nervant, dar fantezist. Câte nebunii el face, eu nici când nu pot desface. E nervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Ariciu, nu mai avem putere și nu știm cât de departe trebuie să notăm. Așa că trebuie să prindem câțiva rechini, să le punem căpăstru și să-i legăm de bucata asta de lemn. Doar că nu știu ce momelă putem folosi ca să-i prindem. Ce părere ai? Tu vorbești serios sau glumești? Glumeam. Malul e acolo. Mingea? Acolo e mingea mea. Ți-am mai spus, ai puțină încredere. Fără mine ți-ai fi căutat toată ziua mingea în tufișurile alea. Și câte nebunii el face, eu nici când nu pot desface. Kikoriki. Cred că ar trebui să fie galben. Roz! Ar trebui să fie roz! Ariciu nu este o fată! De ce ar avea nevoie de o morișcă de vânt roz? Nu, ar trebui să fie pictată portocaliu ca un morcov. Eu! Nimeni n-a mai pictat nimic portocaliu de când... Galben! Dar de ce galben? Nu știu, nu pot explica asta. Dar galben e cea mai bună culoare. Roz! Ca un morcov! Să fie galben! Roz! Ca un morcov! Galben! Portocaliu! Vreau galben! Stop! Ariciu! Ce culoare vrei să fie morișca ta de vânt? Nu știu. Voi ce părere aveți? Ariciu, este morișca ta! Ce crezi tu e mai important decât ce vrem noi? Nu ai propria ta părere? Odă pentru Screen. Ariciu, să știi că toată lumea trebuie să aibă o părere. De ce? Pur și simplu! Asta e tot! Poate că e din cauza că îți lipsește încredere în tine, nu? Asta e! Nu ești sigur de tine!
Nu ești sigur de părerile tale. Trebuie să-ți readucem încrederea în tine, făcându-ți tot felul de complimente și spunându-ți că ești drăguț, deștept, dar niciu! Ești drăguț! Serios! Ești deștept! Ești ceea ce s-ar numi... Un colecționar? Dar ce legătură are asta cu orice? Tu ești... Stai! Milu este poet! Noi suntem prieteni! El îți va scrie ode, iar noi ți le vom cânta! Eu am scris un sonet înălțător pentru tine. Crede-mă, nimeni nu a mai fost slăvit în versuri așa până acum. Lanuș. Da. Strălucești ca soarele fierbinte. Cel mai bun, ești plin de minte, bine. Asta e prea pompoasă, după părerea mea. Are nevoie de mai mult, cum să spun eu, suflet, aș zice eu. Ai putea să-i adaugi niște suflete, rog? Cel mai drăguț, cel mai flatant și plin de suflet sonet scris vreodată. Singurul lucru care ar putea să deranjeze este faptul că te laud prea mult. Ha, prea pedant! E ca o fată care îi cântă ode altei fete. Unde e masculinitatea? Măcar tu știi ce vrei! Poate să fie mai masculină? Dulapul meu are o personalitate mai puternică decât tine. Mai bine îi scriu lui poezii. Dulapul meu nu mă rănește, acceptă tot ce îi dau și niciodată nu vorbește. Acesta este dulapul meu. Nu cred că poeziile și sonetele astea adunate au schimbat ceva cu adevărat. Nu-ți face griji, de îndată ce te hotărăști ce culoare vrei, o să-ți facem o nouă morișcă. O să o pictez pe asta portocalie ca un dacă morcov, stau să mă gândesc mai bine, nu sunt un dulap. Înțeles? Sunt mai degrabă o morișcă. Nu are nici ea nicio părere personală ca și mine și se întoarce după cum bate vântul. Da, sunt o morișcă. M-am prins! Am înțeles acum de ce am vrut să pictez morișca în galben. Galben este culoarea instabilității, iar morișca de vânt își schimbă constant direcția. Da, este culoarea schimbării și a trădării. Lăsați-mă în pace. Am trădat eu pe vreunul dintre voi? Care e problema lui? Citește asta. Ariciu e prostănac și... Nu asta! Citește ce e pe partea cealaltă. Ariciu e prietenul meu... Noi împreună vom fi mereu. Grozavă, grozavă! Mie îmi place! Lipsește totuși ceva, da. Cred că lipsește... Ce lipsește? Ce anume lipsește? Ei bine, nu știu, dar e prea simplă. Unde este, știi tu, masculinitatea? Nu, dar ce vorbești? Poate că uneori nu ai o părere ta, dar de cele mai multe ori tu știi să spui. E foarte important de adăugat. Nu lipsește, nu lipsește, nu lipsește. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Haide! Pase! De la mine, hai! Haide! Hockey.
Ericiu, poți să iei pucul, te rog! Ai vrea să te joci cu noi? Ai putea să stai în locul meu câteva jocuri, pentru că nu mă simt prea bine azi și m-am și lovit. De ce te-ai jucat dacă ești lovit? Și mai ales dacă toți încearcă într-una să te rănească. Ariciu, ăsta-i hockey! Există un puc, gheața e alunecoasă, așa că e inevitabil să nu cazi. Eu cred că singurul motiv pentru care se joacă pe gheață este că jucătorii se pot împinge unul pe altul. De ce nu încetați să jucați jocul ăsta crud și nu vreți să mă ajutați să construiesc un om de zăpadă? V-ați folosi mult mai bine timpul. Unde este pucul ăla? E chiar aici, chiar aici! Prietenul meu fără frică, te rog să fii atât de bun și să mă ierți pentru tot ce s-a întâmplat pe gheață. Am fost puțin cam prea dur, cred. Stai liniștit, prietene. A fost numai și numai vina mea. Nu trebuia să fiu atât de ușuratic. Tu ai jucat corect, după reguli. Totuși, Corbescu, m-am repezit cu prea multă forță. A fost o lovitură obișnuită și a fost un joc obișnuit. Apropo, l-am împins pe Țopa de panou. Asta n-a fost prea frumos din partea mea. E în regulă, e în regulă. Așa e jocul. Nu-ți poți controla emoțiile. Nu-mi plac jocurile unde trebuie să-i lovești pe ceilalți. La început se întâmpla doar când jucam hockey, dar acum parcă nu mai este de ajuns și ați început să vă bateți peste tot. Nu e adevărat! Despre ce vorbești? Da! Uneori totul devine prea dur și ne lovim în timpul jocului. Dar după joc ne respectăm unii pe alții și avem grijă de noi. Hai de vindecă, de ultimul tău gălu a fost fantastic! Țopa, să te faci bine! Ariciu, poți să faci ceva pentru mine? Cere-mi orice vrei. Vezi tu, din moment ce trebuie să stau o perioadă pe bară, turneul nostru se găsește în impas, iar celorlalți lipsește hockey-ul foarte mult. Ai putea să joci în locul meu? Doar puțin! Eu? E regulă, e regulă! Nu te supăra! Ăsta e cel mai grozav lucru la hockey! Nu e deloc jenant să cazi! Cel mai important e să tragi cât mai mulți adversari cu tine atunci când cazi! Ariciu, nu-ți face griji. Astăzi nu o să te lovim prea tare, serios. Ariciu, Ariciu. Poftim? Ariciu, oprește-l! Ariciu, panoul! Ariciu! Trezește-te! Jocul e început! Ei bine, ce este? Hai, hai odată! Hai! Bună treabă! Bravo! Bravo!
prietenul meu prea entuziasmat. Ăsta nu e balet. Nimeni nu se va purta cu mânuși cu tine doar pentru că ești începător. Dă tot ce ai. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Ăsta e hockey. Nu mai fi atât de plângăcios. Poate că ar trebui să fiu portar. Nici măcar! Nu te gândi la asta. Atacantul e important. Atenție, pauza s-a terminat. Arici, tu foarte blând pentru că și foarte modest. Ești mereu gata să cedezi ca să faci pe plac celorlalți. Dar aici nu trebuie să lupți pentru tine, ci pentru tot echip. Înțelegi? Ești parte din echipă și din cauza echipei nu poți să fii tu modest. Rănești sentimente la echipă. Echipa plânge. Nu, de ce Arici îi lasă pe ceilalți să facă rău? De ce nu mă protejează? Ok, partea a doua. Viața nu e în zadar. Îmi place să alunec, să mă răsucesc. Hocheiul este tot ce-mi doresc. Un jucător trebuie să știe că bucul nu e doar o jucărie. Răng și lovituri, viața te primește. Ești al ei și te ostenește. Dar nici când de asta nu te saturi. Mai ales când ai echipa alături. Mă doare obrazul, am o vânătaie. Aerul rece ca la mamă taie. Toată lumea spune și are dreptate. Hocheiul e un joc de mare voluptate. Joacă doar pentru victorie. Joacă doar pentru victorie. Drăguț! Unde sunt ceilalți? Sau nu ne mai jucăm astăzi? Nici azi, nici mâine, nici poi mâine, nici răspoi mâine. Păi și atunci când o să ne jucăm? Când va veni sfârșitul primăverii, verii și al toamnei. Atunci vom putea să ne jucăm iarăși, când e suficient de frig să fie gheață. Păi și atunci ce face echipa? Așteptăm sezonul următor!
Săpescu, hai să strângem echipa să ne antrenăm puțin. Nu avem nevoie de gheață ca să exersăm. Putem să chemăm și cealaltă echipă și jucăm împreună. O să facem o variantă a hocheiului care merge și vara. Putem să ne dăm cu rolele sau poate doar să alergăm. Să folosim o minge mică. Acum trebuie să plantez cartofi și toată vara trebuie să lucrez în grădina mea de legume. Iar toamna este secerișul. O să fiu ocupat până la iarna viitoare. Dar cu echipa ce facem? Și cu jocul ce facem? Mă gândeam la strategia noastră. Trebuie să ne schimbăm planul de joc, să luăm de exemplu ofensiva noastră. Durerea acum s-a acumulat, dar jocul merită, este minunat. Toată lumea spune și are dreptate, hocheiul e un joc de mare voluptate. Sunt epuizați și ce loviturile, ca o recompensă pe mine străducesc. Nu uita că pucul nu e jucărie, trebuie să joci pentru victorie. Și uite că vine oponentul nostru. Arătați-le nătâncilor ălora cum se joacă. Și să nu uitați că suntem o echipă. Ariciu, nu vrei să joci și tu? Poți să joci în locul meu. Nu, nu, joacă tu. Pentru moment sunt mai valoros echipei de aici. Nu înțeleg nimic. Acum Ariciul este antrenor? Sau ce? Acum uitați-vă la mine! Nu fiți foarte drăguți când sunteți pe teren! Acesta e hockey, nu balet de fetițe! Nu uita că pucul nu e jucărie! Trebuie să joci pentru victorie! Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Victorie! Chiar. Vreau să pun draperii noi, dar nu știu care se potrivesc, cele deschise sau cele închise. Ariciu, nu am știut că ești un animal așa de îndrăzneț. De ce spui asta? Păi, din câte îmi dau eu seama, nu ești expert în draperii și cu toate astea, ești pe cale să iei o decizie așa de importantă. E grozav că nu te tem de nimic. De ce crezi că nu mă tem? Mă tem, dar oare unde aș putea găsi așa un expert? Domnul designer. Culorile deschise luminează camera, iar cele închise o întunecă. Ia zi, pe care le preferi? Pe cele deschise la culoare, probabil. O alegere excelentă. Ți-aș putea sugera chiar să faci fereastra mai mare, astfel încât să intre mai multă lumină. Casele, mă gândesc eu, casele sunt făcute pentru oameni și nu invers. Sunt de acord cu tine 100%. Totul în casă ar trebui să fie convenabil, corect? Desigur. Balcoanele sunt foarte convenabile. Ai cumva un balcon? Nu. Asta nu e convenabil. Într-o casă bună, toate detaliile trebuie să fie planificate cu grijă. Balconul este doar începutul. Trebuie să te gândești serios cum o să ajungi acolo, cum o să cobori și ce vrei tu să faci acolo în balcon. Eu aș vrea să citesc sus aici. Nu e cea mai bună utilizare a balconului, dar e
acceptabilă, presupun. Au! Fiecare casă îți va spune tot ce vrei să știi despre cel ce locuiește în ea. Arată-mi casa ta și îți voi spune cine ești. Dar cine sunt? Ca să fiu sincer, uneori cred că nu știu absolut nimic despre mine. Ariciu, asta e din cauza că ai trăit cine știe pe unde. Acum o să ai o casă care nu numai că îți reflectă personalitatea, dar te și ajută să ți-o conturezi. Vai de capul meu! Nu putem să agățăm draperiile acum? Draperiile pot aștepta! Te-ai gândit la felul în care o să dormi? Ai observat că am început doar cu draperiile, dar am ajuns să schimbăm atât de multe. O casă nu înseamnă doar patru pereți și un covor. Este un spațiu. Și când ceri ceva de la acel spațiu în care vei locui, lucrurile încep să se schimbe câte puțin. Sopa, tu de unde știi toate astea? Unde le-ai învățat? Ariciu, nu ți-amintești că mi-am remobilat casa recent? A trebuit să învăț. M-am gândit la totul, până în cel mai mic detaliu. M-am gândit la tot și toate. Ai idee cât de greu a fost? Cred că acum sunt un expert, dar am făcut atâtea greșeli la început pentru că eram lipsit de experiență, na. Am terminat casa ta așa de repede pentru că n-a fost prima la care am lucrat. Ei bine, ne vedem mâine. Sunt destul de obosit. Mă duc să mă odihnesc. Mulțumesc, Sopa! Mulțumesc mult! Turism. Morcoviț, ascultă aici. O să fii aruncat în lumea plăcerilor vieții sălbatice, pe această fabuloasă insulă nelocuită. Da, ar fi bine să fii aruncat, pentru că experiența de până acum n-a fost prea grozavă. Cum adică nu a fost prea grozavă? Uite, scrie în broșură aici: timpul va zbura pur și simplu în așteptarea minunatei întâlniri cu natura. Te-ai prins? Continuă să vâslești, Aliciu. Hai, vâslește! Da, vâslesc! Vâslesc! Vezi asta? Asta e umbra parfumată a copacilor tropicali și marea azurie și nisipul de aur. Ar trebui să pui probabil ceva rece acolo. A, nu-i nimic. O să fac o baie în mare și o să fiu ca nou. Ariciu, vino să înnoți. Sopa, nu te duce prea departe. Nu se știe niciodată. Ajută-mă! Sopa,
Deci, ce s-a întâmplat? Vin acum! Ajută-mă! Ce e mizeria asta, hă? Notam, dar în loc să fie apă, era asta înțeapă. Sunt meduze. Scrie că meduzele rare ori înnoată în partea asta și că nu se apropie niciodată de mal. Asta înseamnă că suntem norocoși. Este un fenomen așa de rar. Dar asta înseamnă că nu mai înnoți. Țopa, nu te supăra. Ei bine, da, marea nu este prea grozavă, dar tot este o insulă nelocuită. Am citit mai de mult într-o carte că problemele călătorilor se rezolvă de îndată ce își umplu rezervele de apă. Așa că hai să le umplem. Ceva nu e bine cu umbra dulce a acestor copaci. Nu cred că oferă umbră precum copacii noștri de acasă. Asta e normal pentru copacii tropicali. Nu cred că o să reușim să ne umplem rezerva de apă. Riciu, uită-te! E menționat cumva din întâmplare ce mănâncă locuitorii acestei insule? Scrie aici despre gustul divin al fructelor exotice. Vorbești serios? Lasă-mă să mă uit! Morcoveți! Riciu! De aici vine gustul divin și dulce al umbrei! Dar în broșură nu spune ce fructe poți mânca. Este un sunt, Riciu! Toate sunt foarte bune! Mă întorc imediat! Țopa, tu unde te duci? Ui. Scrie aici: noaptea temperatura poate scădea. Atunci de ce e un mic desen chiar la capătul? Mă întorc imediat. Și efectul gustului dulce al fructelor este trecut acolo? Nu știu. Oi. Știi cumva, din întâmplare, cât durează aceste probleme temporare când călătorești? Durează oare mult? Mai călătoresc niciodată! Îți promit asta solemn, crede-mă! Iar aici sunt câteva din rezervele mele de zmeură. Ciceaiul nostru preferat! Nimic nu are un gust așa de cumpărat să ciceaiul de când am plecat! Vă recomand să-l... Da, așa e! Îți amintești? Ai mers în noți și te-ai întors plin de meduze! Da! Uite aici! Încă mai am cicatrici de atunci! Uite, vedeți? Uită-te și tu! Ia uite. Interesant! Și acești copaci nu fac pic de umbră! Chiar așa? Așa e! Și fructele! Au un gust divin! Păi, au fost câteva probleme temporare, dar au trecut! Într-o zi și eu o să fac un tur al unei insule nelocuite. Vă promit asta din toată inima mea. Corbescu, îți recomand cu toată inima. Turismul e ceva extraordinar. Versiunea în limba română a fost produsă de... Wow.
Kikoriki. La ora 5 la PIN? Ah, și ce arme o să facem? Ei bine, asta e ciudat. De ce toată lumea este pentru? Aceste întâlniri ciudate. Dacă mai vrei să-mi spui, spune-mi. Vrei doar să ne plimbăm? Nu știu, nu-mi place atunci când nu știi ce se întâmplă. O să văd, poate sunt ocupată până la 5. Bine. Știi ce? Ai mare noroc. Sunt absolut liberă. Bine, da, la 5 la PIN. Acum, fii sigur că totul o să fie în regulă. Nu vreau să mă plictisesc. Pa, Milu. Cine trage sforile? Mi-a amorțit tot corpul, din nu știu ce motiv. Ariciu! Ariciu! Vino aici! Grăbește-te, te rog! Te rog, închide alarma, că nu mai suport! Ariciu, ascultă! Te rog, ascultă! Nu mă pot mișca. Cred că mi s-a umflat tot corpul și am amorțit. Poți să mă ajuți, te rog? Probabil ai nevoie de un masaj. Ai grijă! Ariciu, nu prea am mult timp. Trebuie să ajung la... Trebuie să ajung la... La PIN, la 3, la 5. Am o întâlnire. Trebuie să o reprogramez. Nu se pune problema. Aștept întâlnirea asta de foarte mult timp. E atât de mult încât vezi și tu singur în ce stare sunt. Trebuie să fiu acolo neapărat. Chiar dacă ajungi acolo, nu o să te poți mișca. Te rog, gândește-te tu la ceva. E bună! Ce faci, Milu? Bună! Ridică-mă. Trebuie să mă ridic în prezența doamnelor, altfel e lipsă de respect. Așa. Bună, bună! Ce faci? Lasă-mă jos! Lasă-mă odată! Ei bine, ce o să facem astăzi? Ca să începem bine, fă-mi plăcerea să-ți ofer acest buchet. Miroase foarte bine! Foarte bine! Încetează! Buchetul ăsta nu era demn de tine oricum. Ești foarte agitat astăzi. Sunt doar puțin nervosă. Hei, să nu ne grăbim! Nu vreau să stau jos, vreau să mă plimb. Și eu vreau să mă plimb. Dar aș vrea să mă plimb pe sub copac. Aerul este mult mai bun acolo și te poți bucura de minunățile naturii. Milu, te simți bine? Totul este minunat! Sunt așa de fericit! Haide să ne plimbăm! Acum! Nu-i așa că cerul este minunat astăzi? Nu-i așa! Și uite-te la nori! Mai ales aici! Și acolo! Uite! Chiar și acolo e frumos! Iar norul acela arată la fel ca Ariciu! Așa de neîndemânat cum e el! Este în regulă dacă ți-arăt cu piciorul, norișorul. Este cu siguranță un pic ciudat. Dar despre care nor vorbeai? Ariciu?
Unde este Milu? Hei, Ariciu! Milu! M-ai pierdut, nu-i așa? Ariciu a fost aici mai devreme? Doar pentru clipă? Aha! Asta e, Ariciu! Poți să pleci! Opa! Oi, oi! Ura, ura! Ana, ce s-a întâmplat? Cred că pot să-mi mișc piciorul. Ce bine că mă pot mișca din nou. Nu-ți face griji! Totul este în regulă! Ce nor minunat! Ce cer minunat! Este în regulă dacă arăt cu degete altcuiva? Nu-i așa? Scrofi, poate că ar trebui să ne reprogramăm întâlnirea pentru mâine. Nu, nu, nu! Abia am început! Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Nu rata următoarele aventuri! Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele!